Peste 150 de cineaști din 30 de țări participă la cea de-a 78-a ediție a Festivalului Mondial de Film Unica, eveniment organizat de municipiul Suceava. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în cetatea de Scaun a Sucevei. Delegații au defilat pe alea de acces în cetate și au fost întâmpinați de primarul Ion Lungu cu pâine și țare. În deschiderea evenimentului, tenorul Sorin Ursan de la Clit a interpretat imnul de stat al României. Președintele de onoare al festivalului, primarul Ion Lungu, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Fludur, le-au urat apoi bun venit cineaștilor în Bucovina. Onorată asistență, bun venit la Suceava, capitala Moldovei, Dușevel cel Mare, bine ați venit în frumoasa Bucovina. Este un moment unic din punct de vedere cultural, un moment de nivel mondial, ce reunește timp de o săptămână, cineași în 30 de țări ale Europei și în afară acestea. Acest demers cultural, plin de valoare, originalitate și talent individual, are nobila sarcină să placeze Suceava într-un spațiu de manifestare înalt valorizat, care scoate din anonimat o localitate și oferă șansa reapariției pe harta Europei. Suceava își conturează destinul cultural al generațiilor tinere, devenind un manifest pentru o lume mai bună. Sunt foarte onorat să urez bun venit aici tuturor. Așteptăm cu nerăbdare Festivalul Unica. Vă doresc o ședere cât mai plăcută în Bucovina și să reveniți cu plăcere în Bucovina. Aveți foarte multe de văzut. Aici este doar o bucățică. Vă invit să cunoașteți Bucovina. Vă mulțumesc că ați ales Suceava și Bucovina, capitala mondială a filmului. Vă mai așteptăm cu drag și altă dată și vă doresc ședere plăcută. Atenția participanților s-a mutat apoi către zidurile cetății, acolo unde și-au făcut apariția doi buciumași. Pe terasă a apărut apoi însuși voievodul Moldovei, Ștefan cel Mare. Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu este a voastră. Și-a urmașilor voștri, și-a urmașilor, urmașilor voștri, în veacul veacurilor. Spectacolul a continuat cu dansuri populare și recitaluri de muzică folclorică și clasică. Invitații s-au declarat impresionați de modul în care au fost primiți la Suceava. Îmbrăcat în kilt, președintele Federației Internaționale Unica, scoțianul Dave Watterson, le-a mulțumit organizatorilor pentru spectacol. Wow! Super! Momentul solemn al evenimentului a avut loc atunci când steagul Unica a fost arborat pe acordurile imnului festivalului. Festivalul Mondial de Film Unica are loc în perioada 19-26 august la Cinematograful Modern din Suceava.